dimineața, dragi buzoieni! Bine v-am găsit! Sunt Alexandra Popa și astăzi vă invit să ne urmăriți pentru că avem o ediție din nou foarte frumoasă, specială. Invitatele mele de astăzi vă vor duce într-o atmosferă plină de cântec și voie bună. Mai exact, vom avea o atmosferă așa de petrecere, nu? Bine ați venit, fetelor! Bine v-am găsit! Mulțumesc că ați acceptat invitația mea! Ce faceți? Cum sunteți? Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Noi suntem foarte bine și... puțin emoționate? Da, da. Emoțiile sunt constructive, nu-i așa? Da, da. Foarte bine! Cum vă numiți? Pe mine mă cheamă Sara Maria Tutunea și... Sara? Am vârsta de 10 ani. Super! Pe tine? Pe mine mă cheamă Daria Niculescu Gabriela și am vârsta de 10 ani. Tot 10 ani! Bine ai venit, Daria! De unde veniți, fetelor? Eu vin de la Pătârlagele. De la Pătârlagele? Iar eu vin de la Pănătău. Iar tu de la Pănătău. E frumos la voi acolo în zonă, nu-i așa? Da. Da. Ce puteți să-mi spuneți voi despre zona voastră, despre Pătârlagele, despre Pănătău? Este o zonă foarte frumoasă, cu multă voie bună și distracție. Tocmai de aceea veniți cu cântec, nu? Acolo la voi se distrează lumea, nu-i așa? Da. Da. Super! Ia spuneți-mi voi, să le spunem și celor de acasă, cum se numește trupa voastră? Trupa noastră se numește trupa Colibri. Colibri, super! Cine v-a descoperit? Cine v-a înființat această trupă? Domnul nostru. Cum îl cheamă? Constantin Ungureanu. Domnul Constantin Ungureanu. Domnul Constantin Ungureanu este și liderul trupei Nemuritorii, nu? Da. Da. Gânsul este profesorul care... a reușit să descopere tinere talente, nu? Da. Și care astăzi a reușit să facă ceva foarte frumos cu voi și anume să construiască, nu? Să înființeze, de fapt, o trupă, trupa Colibri, așadar, voi, chiar voi, nu? Da. Da. Super. Ce ne-ați pregătit voi pentru astăzi? V-am pregătit niște cântecele. Foarte frumoase, sper să vă placă. Cu siguranță ne vor plăcea. Nu-i așa? Aveți emoții, dubii? Nu. Trebuie să fiți siguri așa pe munca voastră, nu? Da. Până să trecem noi așa la voie bună, la cântec, aș vrea să vă mai descopere cei de acasă, nu? Să mai afle câte ceva despre voi, pentru că sunteți foarte frumoase și foarte deștepte, am auzit eu bine, nu? Da. Și aș vrea să ne mai spuneți... nu știu, despre perioada asta de vacanță. Ați fost undeva în vacanța de vară? Deocamdată nu am fost pentru că am pregătit pentru dumneavoastră și pentru public, am pregătit piese și videoclipuri. Deci ați muncit, nu ați avut timp și de distracție, nu? Da. Dar după multă muncă, culegem și roadele, nu-i așa? Și atunci, cu siguranță, până la sfârșitul verii, o să plecați și voi undeva, nu? Da. Poate la mare? Da. Ce vă place mai mult, marele sau zona de munte? Mie îmi plac amândouă, dar mai mult îmi place să mă bălăcesc. Da? Deci vă place mai mult marea pentru că voi chiar veniți dintr-o zonă de munte și presupun că e mai frumos la mare, nu? Da. Fiind tot timpul la munte, nu că acolo nu ar fi frumos, nu-i așa? Da. Am înțeles. Dar despre domnul profesor Constantin Ungureanu, ce-mi puteți spune? Pentru că pot spune că el este un om amabil care ne face fericit pe toți și... îmi pare foarte bine că l-am cunoscut. Chiar uite, am o curiozitate. Îmi puteți spune cum v-ați cunoscut cu domnul profesor? Noi ne-a plăcut foarte mult să cântăm și ne-am descoperit prin... adică mamele. Mamele voastre au aflat de domnul profesor, nu? Au luat legătura cu dânsul și astfel v-a făcut cunoștință cumva, nu? Da. Mama, da? Bun. Și unde v-ați întâlnit prima dată cu domnul profesor? La dânsul acasă. La dânsul acasă? Da. Cum a decurs întâlnirea? Ce ați făcut acolo? Păi am cântat una după cealaltă și... V-a pus să cântați, nu? Să vă testeze puțin cunoștințele muzicale, nu? Da. Ok. Da. Și apoi a spus că suntem bune și că putem continua. Da? Deci a plăcut de voi, a făcut impresie bună, nu? Și atunci v-a păstrat alături de dumnealui să vă poată modela frumos, nu? Și să faceți treabă bună. Da. Bun. Piesele pe care voi le cântați sunt compuse tot de domnul profesor? Da. Da. Am înțeles. Au ceva simbolic? Nu știu, de exemplu, voi aveți vreo melodie care să vă mângâie sufletul așa, vreuna specială?
Da, a mea este cea cu străinătatea. Ai o melodie care se numește Străinătatea? Da, și pentru mine este ceva foarte important pentru că tatăl meu și aproape toată familia este acolo. Este în străinătate? Unde sunt plecați? În Anglia. În Anglia. Și tu cu cine locuiești aici? Eu locuiesc cu mama mea și cu sora mea. Și cu sora ta. Și cu bunici. Și cu bunici, foarte frumos. Iar tu? Am o melodie care este de soră și... Cum se numește? Ce problemă? Lună luminoasă. Lume? Lună. Lună luminoasă. Ai zis, da? Da. Ok. De ce îți place ție această piesă? Pentru că este sora mea, o descrie pe sora mea și o iubesc cu mare drag. Foarte frumos. Deci să înțeleg că ai o soră. Da. Da? Și tu ai frați? Da, am un frate și o soră. Și o soră. De fapt, tocmai ai spus și de sora ta. Și le transmiteți și voi și lor ceva acasă? Da, îi transmitem că iubim și că... Și să ne urmărească, nu? Da. Super! Duminica de la ora 10 pe Campus TV la emisiunea Duminica Celor Mici. Bun, fetelor. Tradițiile se mai păstrează la voi în zonă? Da. Da? Ce tradiții se păstrează încă? Puteți să spuneți chiar și de cele de care apar de sărbători, chiar dacă acum nu suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, de exemplu. Dar curiozitatea mea este dacă acolo se mai păstrează încă tradițiile. Da, tradițiile de Paște, de Crăciun. Festivalul ceva se fac vara? Da. Da? Ce festivaluri aveți acolo? Am avut Legendele Țislăului, da, și alte emisiuni. Da? La care voi ați participat, nu? Da. Și acolo ați fost în calitate de interprete de muzică populară, nu? Muzică populară cântați voi. Am înțeles. Bun. Atunci o să luăm o scurtă pauză de publicitate, să vă mai treacă emoțiile, nu? Da. După care îi invităm pe cei de acasă să ne urmărească, pentru că le-ați pregătit un moment artistic foarte frumos, nu-i așa? Da, da. O să fie atmosferă de joc și joacă, nu? Cu muzică bună, muzică de calitate, alături de invitatele mele de astăzi, din trupa Colibri. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva momente.
drăguța, ca pe o floare în ghiveci. N-are nimeni ca ea două frunze. Sănătă măicuță, mâinile care au muncit, ochii ce de rele ne-au păzit. Și voi